Cum combinăm alimentele în așa fel încât să nu ne îngrășăm și să nu ne facem rău? Nu există niște reguli deosebite pentru sărbători de regulile alimentației din viața de zi cu zi. Bunul simț și ponderația trebuie să nu ne părăsească nici acum. Recomand ca să nu uităm că există mai multe zile de sărbători, deci nu trebuie din prima zi gustate toate specialitățile la aceeași masă. Nu există niște reguli clare de combinare, dar dacă, de exemplu, sunteți la o masă cu mai multe feluri de mâncare și v-a făcut cu ochiul niște antreuri mai consistente, mai bogate în grăsimi, vă recomand, de exemplu, în loc de un desert cu multă cremă, să alegeți un fruct, de exemplu, o portocală, măr. Cum ne revenim după sărbători? Ce fel de dietă alimentară poate curăța urmele lăsate de meniurile bogate în grăsimi, prăjeli, calorii? Ar fi bine dacă ar exista o astfel de dietă minune. Toți sunt în căutarea unor diete, unor leacuri care să curețe excesele din urmă. Singurul lucru care funcționează este de a reîncerca să intrăm într-un ritm corect, în a avea mese regulate, în a nu uita să consumăm multe legume, fructe și grăsimile și dulciurile care poate în perioada de sărbători au ocupat o pondere mai mare din totalul caloriilor zilnice, acum să revină la un procent mult mai mic. Ne puteți recomanda o anumită conduită înainte să mergem la o petrecere? Nu vă recomand să mergeți cu stomacul gol, mai ales dacă este o petrecere seara, în niciun caz strategia de a sări masa de prânz cu ideea că oricum o să fie multe calorii seara nu funcționează. Deci trebuie luate mesele în mod regulat. Dacă în mod excepțional într-o seară sau la o masă de prânz se strâng mai multe calorii decât de obicei, nu este o catastrofă, dar trebuie să nu fie pornit un cerc vicios. Adică poate ați auzit de multe persoane care după o masă copioasă, o petrece așa, se gândesc ziua următoare să nu mai mănânce toată ziua sau să sară peste mic dejun prânz și tocmai pe seară la culcare li se face așa de foame încât nu se mai pot abține și atunci, loc să fie doar o zi în care alimentația a fost mai deosebită sau dezechilibrată, se creează o întreagă săptămână sau o perioadă mai lungă în care lucrurile au luat o raznă. Cum ținem sub control colesterolul? Colesterolul poate fi ținut sub control mâncând legume, fructe, pește și evitând grăsimile animale sau grăsimile animale în exces. De asemenea, tot pentru metodă bună de a scădea colesterolul este activitatea fizică, lucru pe care multă lume nu-l cunoaște sau îl uită. Deci, unul dintre motivele pentru care, asta apropo de alimentația de sărbători, perioada asta are efecte destul de nocive asupra metabolismului și greutății, este nu numai aportul crescut de alimente, ci și faptul că multă lume în perioada asta se mișcă foarte puțin sau deloc. Și atunci, cu un pic mai multă mișcare, care poate să însemne și mers pe jos, nu neapărat sport de performanță, lucrurile pot fi mult ameliorate.